Bun găsit, sunt Andreea Cercel, iar astăzi urmăriți o nouă ediție a Pastilei de Frumusețe. O am astăzi alături de mine pe Gabriela Iacob, instructor de fitness și vicecampioană bikini fitness. Bine te-am găsit, Andreea! Bună, Gabriela! Bine te-am găsit aici la noi! Uite, practicarea unui sport pare atât de complicată pentru foarte mulți oameni. Ai nevoie de timp, energie, ambiție, multă. Cu siguranță! Iar tu nu te-ai oprit așa din a merge 2-3 zile la sală, te-ai dus mai departe, antrenoare, și apoi și dorința de a participa la competițiile Bikini Fitness, unde vrem și noi să ne oprim atenția astăzi. Și vreau să ne povestești așa pentru început în mare ce presupune pregătirea unei astfel de competiții, pentru că am aflat așa recent că e mult mai mult decât credem noi. Exact. Și cu cât timp începe procesul acesta? Hai să-ți spun așa în linii mari, pentru că dacă ar trebui să îți povestesc totul, ne-am lungit destul de mult. Dar ne-ar trebui un minim de un an, okay. Pentru că trebuie să trecem prin două faze foarte importante. Da? Trebuie să trecem printr-o perioadă de bulk, printr-o perioadă de acumulare de masă musculară, perioadă în care trebuie să mâncăm mai mult, facem cardio mai puțin, avem mai multă energie și printr-o perioadă de cut, printr-o perioadă de definire, care este la fel de importantă ca perioada de bulk, pentru că atunci, practic, reliefăm mușchii pe care i-am construit în faza anterioară. Deci tu, ca să participi la o astfel de competiție, începi pregătirea cu un an înainte? Minim, eu spun minim un an, da. Pentru că ai nevoie de câteva luni prin care să acumulezi masă musculară, pentru că nu se acumulează de pe o zi pe alta. Și la fel și faza de cut trebuie făcută ușor pentru a nu-ți pierde masa pe care ai construit-o. Adică totul trebuie făcut treptat, fără grabă. Și cumva înțeleg că perioada mai restrictivă e ultima. Ultima e cea mai restrictivă. Din ce în ce mai restrictivă până ultima săptămână, care e cea definitorie. Și ce începi să mănânci tu în perioada asta așa numită cut și în ultima săptămână ce nu mai ajungi să mănânci deloc? Hai să zic în perioada de definire, da? Ai cea mai importantă, să zic așa. Aveam câteva alimente, nu era greu deloc, adică avem același meniu în fiecare zi. Dimineața albușuri, fără ou, fără gălbenuș, pardon, cu ceva verde, cu sparanghel sau cu niște broccoli, practic toate verdețurile se ajută foarte mult la digestie. Mai apoi aveam o masă de piept de pui, undeva la 100-150 de grame de piept de pui, cu broccoli din nou sau cu sparanghel. Sparanghelul e un diuretic foarte, foarte bun, de asta l-aveam aproape în fiecare masă. Mai apoi aveam o cupă de proteină după sală. După ce aveam acea cupă de proteină, undeva la o oră și jumătate, luam altă masă de cod. Codul e cel mai unul dintre cei mai slabi pești. Da? Și seara din nou albuși de ou cu sparanghel. Și cât timp, câte săptămâni, luni mâncai asta? Păi, hai să dau un exemplu. La ultimul concurs, da, am fost la Olimpia. Concursul a fost în august. Pregătirea am început-o pe 1 ianuarie. Pregătirea de concurs mai serioasă. Iar apoi, perioada de cut am început undeva de prin mai. Okay. Ușor, ușor am făcut toată treaba asta. Adică, să dau un exemplu. În perioada de bulk mâncam undeva la 2700-3000 de kilocalorii, iar în ultimele săptămâni am ajuns să mănânc undeva la 900-1000-1200. Dar pe lângă calorii e foarte important și din ce sunt construite caloriile respective. Asta voiam să punctez, pentru că caloriile nesănătoase le acumulezi imediat, dar cred că mi se pare incredibil de greu să mănânci atâtea calorii sănătoase. Da. Foarte multe mese. Undeva la 5 mese aveam. Și consistente. Foarte consistente. Mâncam, la un moment dat simțeam că sunt full, mă mai ridicam, mă mai plimbam un pic prin cameră, dar făceam astfel încât să termin tot ce aveam în farfurie. Și după perioada asta, cum îți reintri imediat în stilul de viață normal? Sau după perioada de cut? După perioada de competiție, după ce a trecut competiția. În mod normal se face un reverse diet. Păstrezi alimentele pe care le-ai avut în toată perioada de pregătire, de concurs, da? Și începi ușor, ușor să mai adaugi și alte alimente pe care nu prea le-ai mâncat în faza de pregătire, alimente sănătoase. Totul trebuie făcut treptat, pentru că corpul este foarte, foarte slăbit, da? Este foarte fragil și nu trebuie să fie dat totul într-o dată, pentru că va absorbi totul ca
un burete, pentru că înainte de concurs o să fie restricționat pe partea de apă, pe partea de sare și tu, dacă o să dai foarte multe cheat meal-uri, foarte multe mâncăruri nesănătoase, o să absorbi ca un burete și poți să iei 10 kg și într-o săptămână. Wow! Da. Și dulciuri, are voie o Miss Bikini să mănânce dulciuri, mi se pare. În perioada de pregătire sau în piața de zi? Da, în perioada de pregătire. Când eram în faza de bulk, da, aveam un cheat meal o dată pe lună. Dar atenție, cheat meal, nu cheat day, da? Adică o singură masă. Preferatul meu e burgerul cu cartofi prăjiți, da, ăsta, aveam și un ecler. Tot timpul am ales cât am fost în perioada de bulk. În perioada de cat nu am avut niciun cheat meal. Maxim puneam peste albușul de dimineață niște scorțișoare și imagina că mâncam o prăjitură sau ceva de genul. Mi se pare, deci, incredibil de greu ce faci, sincer îți spun. Este greu, dar este și frumos. Când te vezi în forma finală pe scenă și simți toate endorfinele alea care te învăluie, uiți de toată pregătirea, cât de greu a fost, e speechless. Spune-mi, te rog, dacă o fată care vrea să participe la o astfel de competiție are nevoie de un set de analize înainte. Nu știu, pentru că e destul de greu ce îmi spui tu aici. Da, și în primul rând trebuie să nu aibă nicio problemă de sănătate. Se recomandă niște analize de sânge, dar nu numai persoanelor care vor să participe. Oricărui om, da, o set de analize de sânge, se vadă dacă există o anumită deficiență, anumite vitamine, să completăm, să suplimentăm, da? La fel, este foarte important să vedem dacă avem probleme cu tiroida. De ce? Pentru că influențează foarte mult procesul de slăbire. Dacă există anumite probleme, va trebui medicație specială pentru treaba asta. De asemenea, este foarte important, dacă este vorba de primele competiții, primele concursuri, să îți iei pe cineva, un antrenor care este pregătit în sensul ăsta, da, antrenor competițional, care să te îndrume. Pentru că cât de tare ai fi psihic, e foarte, foarte important să ai pe cineva care să te susțină în momentele grele, adică momentele din ultima perioadă când simți că vrei să dai chit. Să renunți. Mm-hmm. Ai clacat vreodată? Ți-a trecut prin cap chestia asta? Nu, dar am avut moment în care efectiv plângeam de foame, la propriu. Dar am zis, mi-am propus chestia asta, au trecut de multe luni, fix acum cu o săptămână sau două înainte, nu, e imposibil să cedezi. Și ce alte criterii mai trebuie să îndeplinească o astfel de fată? Adică sunt anumite criterii de selecție, nu știu, după vârstă, vârstă minimă, vârstă maximă, kilograme? Există, cel puțin la bikini, sunt mai multe categorii. Bikini fitness e cea mai feminină ramură din fitness, da? Contează foarte mult învelișul per total la un astfel de concurs, adică nu doar partea de musculatură. Contează să ai părul lung, să fii drăguță și la față, nu doar musculoasă și atât, să fie un ambalaj frumos per total. Da, există criterii de înălțime la bikini. Eu am fost la 1,70 plus, având 1,73 m. Dacă depășești 35 de ani, de obicei intri la categoria de master, da, și concurează doar femeile de 35 de ani plus. Mai este și o categorie de sub 18 ani pentru cei de juniori. Eu am fost la categoria de începători. Sunt două categorii, categorie de începători și categorie de avansați. Deci sunt de obicei așa mai multe fete care se bat pe un loc acolo. Da, da, da. Acum depinde și la ce concurs participi. Eu am fost la Olimpia, da, au venit fete din toată lumea, adică n-a fost ceva regional. Acum depinde de ce concurs, sunt destul de multe la care te poți înscrie. Cum e acolo? Zi-ne un pic din atmosfera din spate pe care noi nu o vedem. Toată lumea se dă cu ultimele straturi de ulei, de tanning, pentru că o să povestesc mai târziu și partea asta de bronzare foarte importantă. Se încălzește, se pompează, să zic așa, ca să fie într-un... Vă antrenați inclusiv acolo în spate? Da, facem câteva repetări, așa, mai multe repetări și în spatele scenei, da, înainte să intrăm. Chiar acolo, când stăm la rând ca să urcăm pe scenă, mai facem niște fluturări, niște genoflexiuni ca să ne pompăm. Și cum sunt fetele? Sunteți așa, nu știu, sunt prietenoase sau fiecare-i... Da. Că în general femeile sunt... Depinde, ești atât de focusat în momentul ăla pe tine, încât faci abstracție de cei din jurul tău. De obicei te duci acolo cu antrenorul, dacă vrea, antrenorul care te pregăti de concurs, să-ți mai dea câteva sfaturi, câteva retușuri de final, și ești atât de focusat încât nu mai ții cont de restul fetelor din jur.
Uite, și că tot ziceai, deci pe lângă forma fizică, da, foarte puțină lume cred că știe că e important să ai totul pus la punct, de la accesorii, costum de baie. Și vreau să-mi spui un pic și aici, cum, după ce criterii le alegi sau... Hai să zic după ce criterii l-am ales eu. În primul rând m-am uitat la o culoare care să mă pună pe mine în evidență. Fiind șatenă, am considerat că un bleu, un albastru deschis m-ar pune mai mult în evidență. Da, și accesoriile trebuie să fie bine puse la punct, încălțămintea, să aibă un toc, ai văzut că sunt tocurile acelea foarte înalte, să fie la toate fetele de aceeași înălțime tocul, da? Și ăsta e un criteriu hotărât de către organizator. Sunt criterii. Okay. Costumul să-ți pune în evidență formele, da? Machiajul la fel, să fie curat, îngrijit, să nu existe diferențe, pentru că ai observat foarte multe fete, au corpul foarte, foarte bronzat, dar nu țin cont de nuanța fondului de ten sau contează foarte mult, să fie un veliș frumos, per total. Să fie curat machiajul, să te pune evidența, să fie destul de pronunțat, pentru că în spate, acolo unde ești, adică tu ești undeva... Iar jurul e destul de departe de tine și trebuie să te vadă destul de bine. Adică machiajul trebuie să fie destul de strident, dar în același timp curat. Și care e așa detaliul la care s-ar uita prima dată jurul? Adică se uită din start la forma fizică sau le atrage atenția, nu știu, poate cercei? În primul rând, la ce se uită este ambalajul final, adică să fie simetric. Partea superioară să fie simetrică cu partea inferioară, pentru că tu degeaba ai un fesier foarte lucrat, un abdomen foarte frumos, dacă în partea de sus ești foarte mic, adică trebuie să fie totul... știi, forma de clepsidră. Trebuie, da, să fie un ambalaj simetric, un corp simetric, adică umerii să fie definiți, abdomenul, asta se punctează la bikini, fesierul, da, talia să fie mică și umerii. Și vă măsoară acolo? Sau nu înainte? Te măsoară, nu, doar că vizual trebuie să fie estetic, okay, să fie plăcut. Nu, nu te măsoară, la fel, kilogramele nu sunt relevante, adică tu dacă la, nu știu, dau am 1,70 m, dau un exemplu, poți să am 60 de kg, poți să am 50 de kg, poți să am 70 de kg pe scenă, cu asta foarte mult cum arăt, nu te întreabă nimeni, cel puțin la bikini, la bărbați e altă poveste. Și în ceea ce privește mișcarea scenică, e și acolo ceva, o regulă? Este un posing pe care îl găsești în regulamentul concursului. Pentru partea asta de posing, eu recomand tuturor să se pregătească cu un antrenor, cum am spus și la început de concurs, care a mai trecut prin tot procesul ăsta, pentru că orice detaliu contează, orice unghi contează și e foarte important de să ai pe cineva care să te îndrume, deci, cel puțin primele dăți. Deci tu inclusiv de acasă te antrenezi la cum să defilezi, da, dacă e ca un model... Da. Da. În fiecare săptămână, nu în fiecare săptămână, în fiecare zi aproape după antrenament, aveam o rutină de jumătate de ore de posing. Ok. Da, pentru că contează foarte, foarte mult și treaba asta. Bun, și să revenim la bronz. Da. Pentru că oricum era pe lista mea și am observat foarte mult că toate fetele, inclusiv la tine, erai super bronzată întotdeauna. Mi-aș fi plăcut să rămân așa, dacă se putea, dar... Și vreau să-mi zici așa, care e secretul lui? Hai să spun cum se face. În primul rând, cu o seară înainte de concurs, te dai cu un prim strat de overnight, care este un strat mai lejer. În dimineața concursului te dai cu stratul final de tanning. E un tanning foarte, foarte puternic, special creat pentru concurs. Okay. Adică nu îl găsești în supermarketuri sau se comandă special pentru persoane care vor să participe la concursuri. Iar la final, înainte să intre pe scenă, te dai cu un ulei care și el îți scoate în evidență, pardon, și mai mult musculatura. Pentru că practic asta vrem să arătăm pe scenă. Deci începe repede așa procesul, adică nu, pe ăsta nu îl începi cu mult înainte, nu, se face... Nu. O seară înainte, după aceea e mai greu să scapi de el. Faci mai multe dușuri, dar scapi și de el. Oferă-ne așa un pachet de trucuri pentru Miss Bikini, nu știu... Haide să îți spun, cea mai importantă chestie în toată treaba asta, dacă te hotărăști și dacă cineva se hotărăște să participe la o competiție, nu este doar că îmi doresc o să ajung pe scenă, nu, trebuie să fii obsedat de chestia asta. Adică nu mai ești la nivelul de mă duc și eu la sală, cum ai zis-o la început, mă duc și eu la sală să lucrez un pic, nu, trebuie să treacă obsedat, și azi. Da, nu, trebuie chiar și în zilele în care n-ai energie, ești supărat, ești trist, ești, nu contează. Te duci la sală, îți faci antrenamentul, îți faci cardio, mesele, după tine, indiferent că ești plecat, oriunde ești, trebuie să fie totul bine pus la punct. Asta dacă vrei să dai 100%, să ai rezultate foarte bune. Dacă dai jumătate de măsură, jumătate de măsură vei primi. Tu cum ți-ai dat seama că vrei să faci asta? Adică
poate sunt anumite persoane care vor, uite, când se uită la tine, cine n-ar vrea, știi, dar e greu procesul ăla. După cum știi, sunt antrenor personal, da, și mi s-a părut că este un must pentru o persoană din domeniu să demonstreze atât eu, cât și clienților cu care lucrez, că îți poți atinge potențialul maxim, să zic așa, pentru că potențialul de pe scenă este potențialul maxim pe care ți-l poți atinge. Și pe lângă asta a fost acolo, pe to-do list, până în 30 de ani am vrut să fac treaba asta, atât timp cât acum nu am responsabilități prea mari sau griji, mari copii sau... Da. Și cu cât timp? Adică bănuiesc că înainte să participi la competiția despre care vorbeam, ai început cu mult mai mult timp să te informezi, să cauți. Da. Eu am avut dorința asta de mai mult timp, doar că tot timpul mi se părea că nu am, nu știu, nu sunt suficient de bine pregătită psihic, că mai trebuie să mai acumulez niște masă musculară. Eu am zis un an e nevoie de pregătire, dar un an pentru o persoană care face sală de ceva timp, adică o persoană care abia se apucă de sală, nu, un an este foarte puțin. Pentru o persoană care face sport, eu, de exemplu, am apucat la 19 ani de sală de a face fitness. În momentul de față am 26, deci de ceva ani bun. Sunt câțiva ani, da. Și așa câteva sfaturi pentru o persoană care e la început cu sportul, nu visează la bikini fitness, dar vrea să se apuce de undeva și nu știe de unde. Pentru să aibă răbdare. Să ceară ajutor dacă are nevoie. În momentul de față, oricum, sunt foarte multe videouri pe YouTube explicate. Dar cel mai bine este măcar în primele luni până învață exercițiile de bază, cum să le execute, pentru că asta e cel mai important la început, să meargă sub îndrumarea unui antrenor, unui specialist în domeniu. Și știu că în acest proces extrem de important, și asta am văzut-o pe mine 100%, nu înțelegeam de ce nu dau rezultate, deși leșinam acolo în sală, e mâncarea. Vai. Da, e foarte important. Crezi că mănânci sănătos, dar când tragi linie, observi că proteinele nu sunt cum ar trebui, dar cum să fie și cu carbohidrații, pentru că noi auzim că-s răi de cele mai multe ori. Și cum arată așa meniul, un meniu simplu pentru un om simplu care abia se apucă și care vrea așa să aibă niște rezultate. Un stil de viață sănătos. Și să obțină și rezultate. E foarte important, este bine că ai spus, este o diferență foarte mare între a mânca sănătos și a slăbi. Pentru că vine o persoană de 100 de kilograme la mine și îmi zice, bună Gabi, așa vreau să slăbesc. Ok, vine la sală și eu îi spun, măi, vezi că dacă tu mănânci sănătos, nu înseamnă neapărat că vii pe deficit caloric. Poți să mănânci sănătos, tu să ai nevoie de 2000 de kilocalorii să slăbești, să mănânci sănătos și mănânci 5000, nu o să slăbești. Da, îți vei îmbunătăți sănătatea, te vei simți mai bine, dar de slăbit pe cântar, pentru că mulți asta vor să vadă pe cântar slăbit, nu o să-l vadă foarte rapid. Pentru că ei totuși nu sunt pe deficitul acela caloric, care este cel mai important și probabil de care toți auzim. Da, tocmai asta voiam să le explicăm un pic și celor care ne urmăresc, ce înseamnă un deficit și cum îl calculăm, adică cu câte calorii ar trebui să fie mai puțin față de... În primul rând pornim de la caloriile de menținere, da? Iar de la caloriile de menținere scădem ușor 300-500 de kilocalorii. Sunt foarte multe aplicații în ziua de azi, eu le recomand oamenilor care lucrez mai FitnessPal. Da, e o aplicație care îți monitorizează tot ce mănânci, tu doar îți treci cantitatea, iar îți spune acolo, vezi că azi ai mâncat atâta proteină, mai ai de mâncat atât, ația carbohidrați, mai ai de mâncat atât. E foarte important, la fel, făcând sport, să avem proteina destul de sus, să nu neglijăm totuși carbohidrații, pentru că nu se întâmplă nimic, nu ne îngrașe, nici pastele nu îngrașe, nici pâinea, nimic, atât timp cât tu ești în bugetul tău caloric, nu se va întâmpla nimic. Și o persoană care face sport, cam câți carbohidrați ar trebui să mănânce și care sunt cei mai buni pe care să ne axăm? Cele mai bune surse de carbohidrați. Hai să spun în perfect, din punctul meu de vedere. Da? Dimineața, de ani de zile, mănânc ovăz. Bănuiesc că știi, sfântul terci de ovăz cu niște peanut butter, dacă îți permite bugetul caloric, cum am mai spus, cu o banană sau fructe de pădure și ăla e micul dejun. Sau o felie de pâine integrală cu niște avocado și o omletă pentru micul dejun. Sau poți să-ți mai faci un rep din acela din lipie integrală și integrezi acolo niște omletă și niște legume. La prânz,
ceva la grătar, că este pui, că este curcan, că este pește, chiar și porc, nu se întâmplă nimic dacă niște cotleți sau mușchi. Preferabil ar fi să nu fie ceafă cu cartofi prăjiți. La fel, cartofii, doamne, cei mai blamați, da, săraci. Să știi că da. La fel, ce vine are cartofii? E și el o legumă, atât timp cât tu o gătești cum trebuie, da? Și nu o faci în baie de ulei și o pui, nu știu, la un air fryer sau la un cuptor. Nu se întâmplă nimic. Tu, repet, dacă ești în bugetul tău caloric, nu se va întâmpla nimic. Seara ar fi bine să lăsăm carbohidrații un pic mai ușor, adică putem mânca o salată, da? Dar mai puține paste, mai puține făinoase, cu o sursă de proteină. La fel, vorbeam și de grăsimi și grăsimile sunt foarte bune, da? Te ajută să susțină funcționarea normală a hormonilor. Câteva surse de grăsimi pe care le recomand: avocado, da? Ulei de măsline, migdale, tot ce e în aria asta de nuci. Este foarte important să le integrezi în dieta ta. Adică știi că sunt foarte multe diete: low carb, paleo, keto, zeamă de varză. Nu. Cel mai bine este să te apuci de ceva de care te poți ține la lung. Degeaba te apuci tu de keto dacă ți-o săptămână. Nu. Hai să integrăm deficitul ăsta caloric. Dacă ai nevoie de slăbi, pentru că zic de el, pentru că majoritatea oamenilor vor să slăbească, da? Hai să-l integrăm și să-l adaptăm la stilul nostru de viață. Eu nu sunt fan a da diete clienților. Dau un exemplu. Îl întreb, zi-mi și mie, în prima săptămână, cam cum arată un stil, o zi din viața ta, da? Și îmi spun, uite, mănânc asta, asta, asta. Ok, hai să păstrăm ce mănânci, dar hai să încercăm să înlocuim anumite lucruri. Cel mai important este să o vezi ca pe un stil de viață, știi, ca să poți ține a la lung. Dietele nu funcționează. La fel și cheat-urile. Eu le dau voie o dată pe săptămână sau la două săptămâni să aibă o masă proastă. Da, atenție să fie cheat meal, cum am spus și la început. Nu cheat day. Da. Că toată ziua poți să-ți dai tot progresul peste cap pe care l-ai avut în săptămâna dinainte, știi? Da, pentru că mi se pare ca o recompensă care te motivează să mergi mai departe și să te ții de tot procesul ăsta. Și se poate slăbi și fără sală? Pentru că din ce am mai discutat așa, mulți își găsesc, chiar pe bune, mulți își găsesc motivația, nu și-o găsesc, să ajungă în sala de fitness. Mi se pare horror. Se poate, se poate. Dacă ești pe, repet, deficit caloric, poți să slăbești și fără sală. Automat, arăți mult mai bine în momentul în care combini cu antrenamentele de forță și cu cardio, dar dacă e o persoană care nu poate, nu-și face timp nici măcar jumătate de oră să ajungă într-o sală, da, se poate slăbi și doar din dietă. Mai greu, dar se poate slăbi, pentru că sala, din punctul meu de vedere, și responsabilizează foarte mult. Ca să-ți dau așa cea mai bună cheie a succesului când vrei să slăbești, ești pe deficit caloric în primul rând, cel mai important, în al doilea rând antrenamente, dar să le ții destul de tari, să zic așa, adică să nu fugi de greutăți. Sunt foarte multe fete cu care mă confrunt zilnic, care fug de greutăți, ideea de a se transforma în bărbați, mituri. Ideea asta încă o aud la foarte multe persoane, să știi, chiar dacă... Da, nu există treaba asta. Ele le văd pe fetele care probabil concurează, da? Fetele care concurează la categorii mari. Și acolo sunt cu totul alte povești, alte substanțe, da? Nu, ca fată poți să tragi de cele mai mari greutăți din seara dimineața până seara, nu se va întâmpla nimic. Ba din contră, vei avea un corp mult mai armonios, da? Mai frumos. Altfel, stă și o rochie pe tine când ai spatele gol, se vede un spate frumos lucrat, decât să iasă o șunculiță mai pe la spate, mai pe, adică și la ce mă refer, știi? Da, cam asta ar fi cheia. Deci am zis de alimentație, deficit caloric, de antrenamente cu greutăți și cardio. Da? Asta, cardio, da. Chiar asta voiam să te întreb și despre el aud foarte multe mituri întotdeauna. Majoritatea spun că nu poți slăbi dacă nu-l faci. Ba da, poți slăbi deci, dacă nu-l faci. Sunt persoane, cum ar fi cea de față, okay, care nu, eu, de exemplu, nu suport ideea de cardio, mai ales alergat sau ceva. Nu. Ok, dar nici nu recomand alergatul. Maxim un mers pe bandă înclinată. Ce prefer eu să fac? Fac Stairmaster, scară. Asta și aia e foarte... Da, știu. Dar ușor, ușor îți va crește rezistența și acolo. Niciodată alerga, pentru că pui presiune destul de mare pe genunchi. Chiar dacă nu ai o greutate tu foarte mare, pui o presiune destul de mare pe genunchi și cel mai bine este să-ți protejezi articulațiile în timp. Un mers, dacă nu, sunt tot felul de antrenamente de tip HIIT, High Intensity Interval Training, la ele mă refer, care la fel ar foarte multe calorii. Dar mai bine, dacă nu-ți place să faci cardio,
creează-ți deficitul caloric din alimentație, antrenamente cu greutăți și oricum o să vezi rezultate, vei slăbi dacă... Ajută poate și, nu știu, o simplă plimbare, un mers, da, așa, da, dacă nu e un mers alert, da, se ajută. Pune ca... Orice, și mutarea paharului de aici, aici, e un consum caloric. Da? Ok. Deci cam ca trucuri așa pentru că vine vara, da. Și bănuiesc că deja încep și ție să ți apară, vrem rezultate minune în două luni, dacă cât se mai poate repede. Un beach body se poate obține până ne suntem în așa, mai avem, să zic, câteva două luni până în două sezonul. Luni este, da, este un timp destul de scurt, dar se poate, atâta timp cât ești destul de strict. Da, te duci destul de des și la sală, adică nu o dată pe săptămână, pentru că la fel și la mine mai vin persoane care vor cu o dată de două ori pe săptămână să aibă rezultate, wow. Nu, minim ar fi undeva la trei ori pe săptămână, okay. Minim. Da, dar rezultatele, antrenamentele pe care le faci în sala de fitness să fie destul de intense, adică să, după ce termini antrenamentul, să te simți extenuat. Dacă pleci și după antrenament așa flower power, nu, mai întoarce-te și mai dai o tură de antrenament, pentru că nu... Așa se face, să zic, știi? După sală, un alt mit pe care l-am citit și nu l-am lămurit încă. La cât timp avem voie să mâncăm? Dacă după sală te simți extenuat, mor de foame, e ok să mănânci atunci o masă? Ce recomand imediat după sală ar fi un shake de proteină, da? Pentru care o absorbție foarte rapidă. Recomand proteina izolată sau hidrolizată. Este cea mai bună după antrenament și cu niște rondele de orez expandat, pentru că ai nevoie și de o sursă de carbo pe lângă proteină. Dacă vrei să pui și un pic de gem peste rondelele, este perfect ok. Cam asta ar fi cea mai bună combinație după sală. Proteină și carbohidrați, la fel și înainte, proteină și carbohidrați, în jurul antrenamentului. Mesele din jurul antrenamentului sunt cele mai importante. Ok, dar mi-ai zis de proteine, dar dacă vreau să mănânc o masă cu carne, okay. E ok? Ok, da, da. Deci nu există un timp... Când ajungi acasă, undeva la jumătate de oră, o oră, nu e nicio problemă. Că tot suntem în sezon și că tot a venit căldura, fructele sunt, ca să încercăm să ne mai potolim așa pofta de dulce, ne direcționăm către ele. Okay. Și sunt ok să le introducem, pentru că, da, astea sunt mituri, lucruri, mituri sau nu știu, pe care le auzim constant. Părerile și ei sunt împărțite, sărace, da, fructe au fost atât de blamate, de zici că sunt bombe, adică... Se mănâncă doar dimineața, se mănâncă doar una, se mănâncă... Da, nu ar fi recomandat seara. Seara, da. Nu ar fi recomandat neapărat să mâncăm fructe, dar ce fructe recomand, mai ales dacă ești în perioada de slăbit, pentru că au mai puține calorii, ar fi fructele de pădure, mai ales că acum este sezonul lor, da? Căpșunile, afinele, zmeura sunt foarte ok, sunt bogate în antioxidanți, da? Sunt puțin... slabe caloric, sunt și bune la gust. Pepenele o să apară acum, la fel. Pepene, știam, de exemplu, că îngrașă. Dar de ce sunt grașe? De ce bun? Dar că ce fac să fac cu pepenele? Atâta timp tu mănânci 100 de grame, un bol așa de pepene, dar nu o să mănânci tot pepenele. Nu se întâmplă nimic, la fel, încadrează-l în bugetul tău caloric și nu se întâmplă absolut nimic. Și hidratarea. Hidratarea e importantă în procesul acesta de slăbire? Da, este foarte importantă, combate și celulita cu care... Foarte slabă, multe feluri se confruntă, da. Este foarte importantă, mai ales dacă te și antrenezi, da, în timpul antrenamentului, prin transpirație, elimini și apă și minerale, vitamine pe care trebuie să le reintroduci înapoi în corp, da. Și că tot ai adus vorba de celulită și îmi place că ai adus-o. Okay. Doar prin sport putem scăpa de ea sau mai avem nevoie de masaje specifice sau? Eu nu sunt fan masaje. Ce recomand tuturor este alimentația, în primul rând, să fie pusă la punct, antrenamentele, da, și cardio, tot combo-ul ăsta ajută la... Deci chiar se poate stompa, da, în timp? Da. Și în cam cât timp, așa, după cât ai observat tu până acum, avem... Câteva luni, este foarte relativ când vine vorba de celulită, pentru că apar și factorii genetici pe care nu prea îi poți controla, adică tu ce poți face, cam asta ar fi, să ai grijă foarte mult la alimentație, să ai grijă foarte mult la... alimentele proinflamatorii, da, care creează inflamație în organism, cum ar fi lactatele, sunt bune. Brânzicile, parmezanul, peste paste, sunt super bune, doar că creează inflamație în organism, da, și automat și balonare. De exemplu, eu am intoleranță la lactoză. Okay. Da, zahărul e proinflamator sau anumite alimente care nu-ți fac ție bine. Mm-hmm. Da, trebuie avut grijă și la ele.
Și bă, hai să ne legăm un pic și de vergeturi, că tot a fost o mare, o mare vâlvă cu ele acum ceva timp. Cred că știi declarațiile care s-au făcut la vremea respectivă de George Buchnici. Și apoi după ce el a declarat asta, toată lumea a zis, păi degeaba te duci la sală, că ele apar oricum. Apar oricum? Se pot vindeca la sală? Vergeturile nu prea au treabă cu sportul și aici intervine factorul genetic, da? Se poate stompa cu anumite uleiuri, creme, dar elimina de tot nu. E important să, uite, suplimentăm cu colagen. Colagenul este foarte important pentru că menține elasticitatea pielii. Vergeturile de asta apar. În momentul în care noi ne îngreșăm sau slăbim brusc și nu avem o piele suficient de elastică, ele apar. Adică mai bine avem grijă să le prevenim decât să le tratăm. De tratat, deci se tratează foarte greu, foarte greu spre deloc. Sau există eliminarea cu laser, dar la sară nu prea se pot estompa vergeturile. Celulita, da, dar vergeturile. Personal nu mă deranjează vergeturile, adică mi se par destul de sexy. Măi, am avut, eu nici nu de-aia mi se par cauzele destul de ciudate în cazul lor, pentru că nici nu am slăbit brusc, nici m-am îngrășat brusc și totuși au apărut. Și am avut așa o perioadă în care nu puteam să le accept deloc, știi? Okay. Dar treptat le-am văzut ca pe o normalitate. Și trebuie să gândesc și la factorul ăsta genetic. Mama ta are sau probabil... Eu am mai auzit de apă. Da? Da, și apa ajută, dar... Nu, că dacă ești prea deshidratat, ele apar. Nu cred că are legătură. Nu știu foarte multe detalii de vergeturi, dar... Din punctul meu de vedere, asta cu slăbitul și îngrășatul brusc și factorul genetic influențează cel mai mult vergeturile. Așa că dacă le aveți, acceptați-le. Da. Celulită să nu fie, că vergeturi sunt, da. Deci, pentru un corp frumos de vară trebuie să ne apucăm, că nu-i prea târziu. Nu e prea târziu, dar să nu aștepte până pe ultima sută, cu o săptămână înainte să plece în concediu. Că atunci nu mai ai nicio șansă. Bănuiesc că sunt și fete care se fometează, da. Dar după aceea le pui imediat înapoi și ne-ai rezolvat nimic. Da, exact. Mulțumesc foarte mult, Gabriela. Mulțumesc pentru sfaturile pe care ni le-ai oferit și pentru trucurile care sunt sigură că au ajutat foarte multe doamne și domnișoare. Și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și de această dată, iar până data viitoare vă rugăm să ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare, Facebook, Instagram, YouTube, Spectacola.